Bună ziua și bun venit! Vă mulțumim în primul rând că sunteți și de această dată alături de noi, în număr atât de mare. Mai spuneam zilele trecute că chiar dacă suntem radioul public, instituție de presă regională, la Târgul de Carte Gaudamus Radio România, colegii din presa scrisă, presa audio și presa TV, din Craiova, cel puțin, au fost alături de noi, trup și suflet, și iată, am ajuns la cea de-a 15-a ediție, este o ediție aniversară. Sunt multe surprize și multe lucruri noi în acest an, la Târgul de Carte Gaudamus Radio România de la Craiova. Suntem alături de dumneavoastră, doamna Lavinia Craioveanu, inspector școlar general, domnul Alexandru Mogoșanu, manager Radio România Oltenia Craiova. Eu sunt Ioana Lădaru, redactorul șef adjunct de la Radio Oltenia. Sunt și în acest an foarte multe manifestări pe parcursul celor 5 zile de târg. Începem mâine, în mod oficial, cu deschiderea oficială la ora 12, pe care o vom transmite în direct pe frecvențele Radio România Regional. Deci în întreaga țară se va auzi că începe Târgul de Carte la Craiova. După care, evenimentele pe parcursul târgului sunt multe, aproape 100. Nu facem la această conferință de presă neapărat un inventar statistic a ceea ce se întâmplă acolo, pentru că ați primit cu toții comunicatul de presă, aveți programul, noi am mediatizat intens ceea ce se întâmplă acolo, dar în fiecare zi, de la 10 la 18, de mâine până sâmbătă și duminică, de la 10 la 15, vor fi evenimente, lansări de carte, dezbateri, concursuri, premieri și tot ceea ce implică o astfel de manifestare. Colegii de la echipa Gaudamus, a Centrului Cultural Media, sunt cei care au organizat la București, iar echipa de la Craiova, pentru voi, colegii din presa craioveană, va fi în fiecare zi în târg pentru a discuta dacă credeți că aveți nevoie de câteva informații despre ceea ce se întâmplă sau dacă se petrec schimbări pe ultima sută de metri. Președintele de onoare și în acest an este domnul profesor universitar dr. Gabriel Coșoveanu, președintele filialei Craiova Uniunii Scriitorilor din România. Domnia sa, deși eram obișnuiți să fie prezent la conferința de presă de această dată, astăzi este o întâlnire extrem de importantă pentru viitorul Uniunii Scriitorilor din România. Se votează bugetul, un lucru care se întâmplă o dată la 4 ani și domnia sa, ca președinte a filialei Craiova, nu a putut lipsi, dar mâine deja își va petrece, de mâine își va petrece mult timp alături de noi în târg. Despre ceea ce înseamnă noutate în acest târg, îl rog pe managerul Radio Oltenia Craiova, Alexandru Mogoșanu, să vă povestească câteva cuvinte. Înainte de orice, mă bucur foarte mult că suntem iar împreună, că sunteți aici. E o plăcere să vă revăd de fiecare dată, fără îndoială. Suntem colegi și pentru că suntem colegi, nu o să mă pot stăpâni și o să profit să fac toate anunțurile pe care am nevoie să le promovați, având convingerea că o veți face, ați fi făcut-o oricum, pentru că vă cunosc. Nu întâmplător este prezent aici Lavinia Craioveanu, ci pentru că vreau să încercăm să imortalizăm acum o imagine care mâine va traversa întregul oraș. Această carte simbol va trece prin mâinile a cel puțin 2000 de oameni. Este pentru mine prilejul cel mai potrivit să-i mulțumesc la Lavinia Craioveanu, inspectorul general școlar, pentru că a fost o persoană căreia nu a fost nevoie să-i explic această inițiativă. S-a bucurat enorm și a înțeles din prima ce trebuie făcut, a avut o reacție fenomenală. Mai mult de atât, nici n-aș fi avut ce să-i cer, peste 1500 de copii, dar iată și reprezentanții ai instituțiilor de cultură din Craiova vor fi mâine prinși într-un lanț uman care începe de aici, din fața radioului. Presupun că nu mai e nevoie să vă invit să-l vedeți, să-l filmați, să-l mediatizați.
și se va încheia pe treptele Teatrului Național. Această carte simbol și acest lanț uman, gestul în sine, încearcă să promoveze lectura, în special în rândul tinerilor. Nu că ei n-ar mai face-o, nu că noi am aprecia că n-ar face-o suficient, pur și simplu, ați văzut, noi am inițiat și pe Facebook, unde poate am fost mai agresivi decât ar fi trebuit, dar asta este condiția lumii actuale și noi am preluat din mers radio public numai ce a fost, numai avem modelul acela cu care am confundația al radioului de pe frigider acoperit cu mileu și cu peștele de sticlă frumos colorat al bunicilor noștri. Radioul public vine acum să vă propună, înainte de orice, și îmi cer scuze pentru insistența, acest lanț uman, acest drum al cărții, care e de fapt un drum al cunoașterii, fără îndoială, radioul public vine să-i invite pe cei ce se iubesc printr-o fericită coincidență cu ziua de Dragobete, este și ziua deschiderii târgului de carte Gaudeamus, pe cei ce se iubesc să-și facă o fotografie într-un panou în care este decupată o inimioară și care, fără îndoială, promovează târgul de carte Gaudeamus, Radio România de la Craiova, câștigătorii, și anume aceia care vor primi cele mai multe like-uri după ce își vor posta fotografia pe pagina noastră de Facebook, vor intra în poziția unui premiu de 500 de lei net. Există de-a lungul tuturor zilelor târgului acel Happy Minute, care va fi anunțat printr-un semnal sonor pe care noi îl promovăm on air de câteva zile și de astăzi va fi promovat și online. În momentul când va fi auzit acel semnal sonor, dacă te afli în fața unei edituri, vei primi cărți cadou din partea acelei edituri și le mulțumesc editurilor că toate au aderat la această idee. Mai mult, în târg, știți bine, va avea loc și un vernisaj, va fi lansată o colecție de primăvară a casei Ilinca, este prezent acolo și Daniela Militaru, o tânără care pictează pe haine și care de asemenea a creat ideea acelui Happy Minute, și dumneai va oferi tricouri pictate cu citate din cărți, ceea ce mie mi s-a părut o idee extraordinară, este inițiativa ei și o apreciez foarte mult. Sunt ferm convins că vom avea succes. Dacă vreți, vă arăt că la acest succes contribuie Inspectoratul Școlar Județean. Aceasta este o hartă a evenimentului. Eu nu pot să nu vă arăt, pentru că pe mine m-a impresionat teribil ieri când am văzut-o prima oară la o primă întâlnire pe care am avut-o cu directorii de școli și de colegii implicați. Iată cam cum sunt organizate lucrurile, deci nu văd ce ne-ar putea împiedica să derulăm acest moment în condiții optime. Încă o dată mulțumiri Lavinia Craioveanu, încă o dată mulțumiri dumneavoastră. Sunt enorm de multe lucruri care îmi vin în minte acum, pentru că asta trebuie să presupună mai întâi un târg de carte, considerăm noi, cel puțin începând din acest an, să promoveze cultura în general și nu numai cititul, mai mult începând din 2016, pentru că la Craiova este practic deschiderea calendaristică a târgurilor de carte, a călătoriei târgurilor de carte. Târgul de carte Gaudeamus nu se va mai încheia. Acțiunile, manifestările ce se vor desfășura sub egida târgului de carte Gaudeamus Radio România vor continua până în luna aprilie, atunci când va începe târgul de carte de la Cluj. Deci în Craiova și în județele Olteniei vor mai fi acțiuni ce vor purta însemnele târgului de carte ale Radio România, vorbesc de însemne, și bineînțeles ale studioului regional de aici, de la Craiova. Campania Cărțile se întorc acasă, o cunoașteți cu toții, nu este o noutate, dar în acest an aceste cărți nu vor mai fi donate unei biblioteci dintr-o zonă cu probleme din punct de vedere financiar sau la capitolul investiții în carte. Ne-am gândit tocmai în ideea continuității acestui eveniment și acestui târg de carte și acestor evenimente culturale, ca în perioada următoare cărțile care se strâng
la Gaudeamus prin intermediul acestei campanii să fie dăruite pur și simplu pe stradă în localități din zona de audiență a Radio România Oltenia Craiova. Revenim la evenimentul premergător deschiderii târgului, doamnă Lavinia Craioveanu, 1400 de elevi, 70 de profesori, 15 îndrumătorii, profesori de la Petrache Trișcu, profesori de sport. Este o întreagă acțiune pe care dumneavoastră ați sprijinit-o total la propunerea noastră și vă mulțumim. Și eu vă mulțumesc, vreau să vă felicit și să-l felicit pe domnul director pentru această inițiativă și să-i mulțumesc pentru că a venit către noi cu această propunere. Noi nu putem decât să ne bucurăm pentru că dragostea pentru carte și pentru lectură trebuie sădită de la cea mai fragedă vârstă. De asta ne-am și gândit ca această frumoasă carte să pornească de la un elev mai mare și să meargă prin mâinile acestor copii, care sunt foarte mulți, iată 1400 de copii, și să ajungă la un copil mai micuț de la clasa pregătitoare ca să-i predea această ștafetă a lecturii și a dragostei de carte. În afară de acest lucru care este minunat, bineînțeles că să iei 1400 de copii, să-i organizezi, să formezi acest lanț, este destul de dificil. Nu ne-am speriat de acest lucru. Noi avem experiența organizării de activități cu copiii, chiar dacă până la acest moment, la nivelul județului Dolj, cu un asemenea număr de copii nu am. Este o premieră și pentru noi. De asta ne-am și organizat foarte bine, am făcut și toate demersurile necesare unei astfel de activități, ne-au ajutat și autoritățile locale, s-a constituit un întreg comandament, jandarmeria, și împreună vom asigura în bune condiții această trecere a cărții de la un copil la altul. Mai mult decât atât, am lansat între liceele și este și o școală generală printre școlile participante la acest lanț, un mini-concurs de sloganuri pe care ei să-l rostească, un slogan pe care copiii să-l rostească atunci când înmânează cartea de la unul către celălalt. Mergem către copii să-i întrebăm ce înseamnă pentru ei cartea, ce înseamnă pentru ei lectura, și sper că acest slogan să reflecte acest lucru. Am convingerea că cei 70 de profesori și cei 15 îndrumători, de asemenea și dumneavoastră de la Radio Oltenia, aveți foarte multe persoane care vor fi pe acest traseu, cu ajutorul jandarmeriei, al poliției și al tuturor celor care sunt implicați. Acest eveniment se va desfășura în condiții normale și va fi o imagine frumoasă și cred că va putea fi o imagine reprezentativă nu numai pentru Târgul Gaudeamus, ci și pentru orașul nostru. Vă mulțumesc încă o dată. Și noi vă mulțumim și trebuie să spunem că Radio România și în acest an premiază excelența. Vor fi invitații de onoare ai Târgului de Carte Gaudeamus Radio România, invitații de nota 10 Olimpicii României. Este proiectul prin care postul public de radio promovează și recompensează performanțele. Sâmbătă, la ora 14:30, vor fi premiați olimpicii. Duminică vor fi acordate și premiile, așa ca în fiecare an, trofeele Gaudeamus, trofeele presei, premiul Educația, premiul Miss Lectura și premiile Tombolei Gaudeamus. Dacă dumneavoastră aveți întrebări, așteptăm să vă răspundem. Care sunt școlile implicate în acest lucru? Ați vorbit de mai multe școli? Da, sunt un număr de 7 școli. Am ales școlile din centru, așa încât deplasarea copiilor către zonele în care ei sunt plasați, așa cum v-a arătat domnul director, pe întreg traseul sunt colegiile naționale, Frații Buzești, Carol, Liceul CFR, Colegiul Constantin Brâncuș, Colegiul Național Nicolae Titulescu, Elena Cuza și este și Școala Gimnazială Traian. De la 10:30, copiii trebuie să fie însoțiți de profesorii lor în locurile în care le-am stabilit împreună, iar cartea va porni la ora 11. În ideea că ea va ajunge acolo la un
11.45, 11.50 și după ce vom depăși acest moment, să aibă loc deschiderea oficială la ora 12. Alte întrebări mai sunt? Vă mulțumim încă o dată și vă mai spun la final că partenerii principali ai Târgului de Carte Gaudeamu sunt BRD Grup, Societe General și Vodafone România. Vă mulțumim și vă așteptăm mâine să fiți alături de noi, așa ca întotdeauna. A, și încă ceva, îmi cer scuze că am uitat. De asemenea, vă rog să promovați pentru toți cei care, alții decât copii, doresc să se mai prindă în acest lanț uman. Vreau să-i rog să caute persoanele care poartă acest ecuson. E vorba de angajații radioului public, de profesori, de îndrumătorii, de persoane care sunt chiar organizatori ai manifestării. Mulțumesc frumos!